Bun găsit la știri, să urmărim care sunt cele mai importante evenimente din Bașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi. Politică în loc de apă și canalizare, liberalii bășcăneni propun referendum în ziua alegerilor pentru a renunța la investiții europene de 13 milioane de euro. PNL Pașcan se folosește de suferințele oamenilor pentru a obține voturi la alegerile locale. Președintele organizației, Marius Pintilie, candidat la primăria Pașcani, a anunțat că dorește organizarea unui referendum chiar în ziua alegerilor, pe 5 iunie. Cu întrebarea, sunteți de acord cu renunțarea la serviciile operatorului SECE Apa Vitale SA Iași și retragerea din Arsacis, Asociația Regională de Apă și Canalizare? În acest sens, în cursul zilei de astăzi, PNL Pașcan a depus la Secretariatul Instituției un proект de hotărâre semnat de 7 consilieri, 5 de la PNL, unul de la ALDE și altul de la PPDD. Dimineața am depus la Consiliul Local un proiect de hotărâre prin care inițiatorii își propun să organizăm pe data de 5 iunie un referendum în orașul Pașcani, subiectul referendumului fiind continuarea delegării Serviciului de Apă și Canalizare către Apa Vitală. Liderul opoziției a explicat că referendumul ar trebui să aibă loc chiar în ziua alegerilor locale din două motive, o singură cheltuială din bugetul local și ar fi asigurată participarea de minimum 50% pentru validare. Sunt două motive întemeiate pentru care am ales ziua de 5 iunie. În primul rând, costurile cu organizarea referendumului vor fi foarte mici, costurile suplimentare vorbesc, pentru că deja avem în plătit, să zicem, reprezentanții partidelor, logistica toată din acea zi este pusă la punct pentru că avem alegeri locale, iar a organiza un astfel de referendum în altă dată, în afară de alegeri, înseamnă să avem o problemă cu prezența la vot. Candidatul PNL la primărie a admis că demersul este și unul politic îndreptat împotriva adversarilor din PSD. Să mergem acasă, să ne culcăm, să ne băgăm cu capul sub pământ și să-i lăsăm pe cei care conduc astăzi în Pașcani să facă ce vor ei? Nu, este de datoria noastră, pentru a păstra valorile democratice chiar și la Pașcani, să facem demersuri în așa fel încât să acei pășcăneni care sunt mulțumiți sau nemulțumiți să-și spună punctul de vedere. În expunerea de motive se motivează că ar fi nevoie de o astfel de consultare publică pe motiv că operatorul Eșan nu ar mai fi arătat deschidere față de cetățenii care nu sunt în asociațiile de proprietari pentru încheierea de contracte individuale și că refuză să achite redevența la apă atât cât a solicitat Consiliul Local pentru achitarea ratei anuale la bei. Marius Pintilie a mai adăugat că motivul principal al acestui demers este starea de nemulțumire a unor pășcăneni față de operatorul de apă și canalizare. Cel puțin, în proporție cât de mare se poate, mi-aș dori ca pășcănenii mei să fie mulțumiți. În momentul în care eu pe stradă văd doar nemulțumire, este clar că operatorul nu a făcut tot ce a putut pentru a mulțumi pășcănenii care sunt, cum să vă spun eu, cei care m-au ales pe mine. Astăzi, când cunoaștem subiectul cât de cât bine, ceea ce își doresc pășcănenii până la urmă este facturare individuală și recuperarea debitelor să se facă de către operator. Întrebat ce se va întâmpla după referendum și ce pune în locul operatorului regional, liderul liberalilor a venit cu propunerea de înființarea unui nou serviciu de apă și canalizare, de această dată în subordinea primarului. În mod normal ar trebui să avem o nouă licitație care să conțină un caiet de sarcini cu reguli stabilite de către Consiliul Local în folosul cetățenilor. Dat fiind că astăzi la Pașcani suntem într-o situație deosebită, de aceea facem și un referendum, soluția imediată ar fi să organizăm sau să înființăm în cadrul primăriei o direcție care se va ocupa de furnizarea serviciului de apă și canalizare. Așa zisa soluție salvatoare este ilegală, deoarece conform unei modificări aduse la legea 241/2006 republicată, astfel de servicii trebuie transformate în societăți cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local. Este o soluție care se poate face în scurt timp. Este legală? Legală, bineînțeles. De ce vă bazați, vă argumentați această propunere? Pentru că municipiul Pașcani este proprietarul tuturor rețelelor, este proprietarul puțurilor,
este proprietarul stației de epurare, are în proprietate tot. Este normal, este, cum să vă zic eu, mai mult decât normal, este de la sine înțeles că având proprietatea putem să ne determinăm singuri dacă vrem să folosim această proprietate sau nu. În ceea ce privește investițiile, liderul liberalilor a fost tranșant. Pășcănenii trebuie să aleagă la referendum între investițiile din fonduri europene, 13 milioane de euro pentru rețelele de apă și canalizare, și decizia de renunțare la operatorul Leșan. Politicianul a admis că municipiul are nevoie de astfel de investiții și că prin renunțarea la operatorul județean banii se vor pierde. Rețelele de apă și canalizare ar urma să fie extinse în timp din bani pășcănenilor, nu cei ai Uniunii Europene prin prețul la apă și canalizare. Starea rețelelor din suburbii, dar nu numai din suburbii, cât și cele din oraș. Din prețul actual de 6,29 lei, astăzi știm mai mult decât știam acum 2 ani de zile cam cât costă o societate să furnizeze un metru cub de apă. Deci, din prețul actual, vă pot spune că putem pune aproximativ 2 lei pentru investiții. Iar acești 2 lei, spre deosebire de cei de la Apa Vital, vor fi încasați în prima lună în care se hotărăște că serviciul este înființat în cadrul primăriei. Demersul liberalilor este fără precedent și implică consecințe greu de anticipat. Practic, locuitorii de la blocuri, mai ales răuplatnicii care au restanțe la apă, principalii nemulțumiți, ar trebui să voteze împotriva celor care locuiesc la case, mai ales în suburbii, cei care nu au apă și canalizare și așteaptă de 25 de ani astfel de investiții. Asta în condițiile în care până în anul 2018, respectiv 2020, toate localitățile trebuie să fie branșate la apă și canalizare conform normelor europene. Proiectul ar urma să fie supus aprobării în ședința viitoare a Consiliului Local Pașcani, iar dacă va fi votat, se va trece la organizarea referendumului odată cu alegerile locale. Liberalii vor să câștige voturi prin manipulare, condamnându-i pe Pășcăneni la sărăcie. Aceasta este replica PSD-ului la inițiativa referendumului anti-investiții. Propunerea de organizare a unui referendum pentru ca pășcănenii să renunțe la operatorul județean de apă și la investiții de 13 milioane de euro din fonduri europene a stârnit reacții din partea consilierilor PSD. Purtătorul de cuvânt al organizației locale a precizat că este un demers politicianist, un artificiu pentru a câștiga voturi prin manipulare, care nu are în vedere interesele pășcănenilor și dezvoltarea locală. Demersul consilierilor PNL de a iniția acest proiect de hotărâre privind organizarea unui referendum în vederea ca să ieșim din Arsacis și Apa Vital să nu mai fie operatorul nostru pentru rețelele de apă canal. O consider o inițiativă care are drept scop nu nevoile cetățenilor, a pășcănenilor, ci scopul este pur electoral. Mai mult, socialdemocrații pășcăneni atrag atenția că principalele motive pentru care Consiliul Local a delegat serviciile de apă și canalizare a fost folosirea fondurilor celor 13 milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare din Pașcani și suburbii, în contextul în care operatorul din Pașcani are probleme financiare și nu are capacitatea de a face astfel de investiții. Când am hotărât împreună cu Consiliul Local, inclusiv cu unii consilieri care au semnat acum acest proiect de hotărâre, să delegăm acest serviciu și să aderăm la Arsacis, am făcut-o în ideea de a da șansă Pașcanului să se modernizeze, să avem rețele de apă și canal moderne, pierderile să fie reduse și suburbiile, inclusiv suburbiile, să aibă apă și canal. Renunță cu ușurință la cei 13 milioane de euro care ne revin nouă aderând la Arsacis prin proiectele europene, prin proiectul Post-Mediu 2. Totodată, consilierii PSD solicită opoziției să informeze corect pe cetățeni cu privire la efectele unui astfel de referendum și să le prezinte o prognoză reală privind soarta serviciilor de apă și canalizare la Pașcani. Și este cumva irresponsabil pentru că înainte de a propune un asemenea proiect ar trebui să vină în fața cetățenilor și să dea și o alternativă colegii mei consilieri, să le spună cum vor vedea ei organizarea serviciului de apă canal cu niște soluții legale și viabile în același timp. Menționăm că în cadrul unei conferințe de presă, liberalii au anunțat depunerea unui proiect de hotărâre privind organizarea unui referendum chiar în ziua alegerilor locale împotriva operatorului Apa Vital și pentru ieșirea din Arsacis.
câteva ore fără apă la Pașcani din cauza unor avarii la rețelele de distribuție, astfel cetățenii care locuiesc în zona centrală a municipiului nu au mai avut apă la robinete. Reparațiile au fost făcute de societatea Pavital. Avarie pe rețelele de distribuție a apei la Pașcani, furnizarea a fost întreruptă la 7 blocuri de pe strada Moldovei pentru reparații, între orele 10:30-15. Este vorba despre blocurile T5, Z1, Crinul, P9, Crizantema M1, Crizantema M2 și blocul E.ON. Din cauza vechimii coloanei de distribuție PHD 110 mm de pe strada Moldovei, pe aceasta a apărut o pierdere de apă în dreptul blocului Crizantema M1. Pentru efectuarea reparației se sistează furnizarea apei potabile de la ora 10:30 până la ora estimată 15, fiind afectați consumatorii din blocurile T5, Z1, Crinul, P9, Crizantema M1, Crizantema M2 și blocul E.ON. Intervenția la rețea are loc în spatele blocului Crizantema M1 cu săpătură pe alee. Refacerea amplasamentului afectați va face la nivel de piatră spartă și nisip după terminarea lucrării. Refacerea stratului asfaltic în starea în care este el acum pe această stradă se va face imediat ce starea vremii o va permite. Lucrările de reparație au avut loc pe aleea din spatele blocului Crizantema. Operatorul Leșan anunță că refacerea amplasamentului afectat se va face imediat cu piatră spartă și nisip, iar asfaltul va fi refăcut când vremea va permite astfel de intervenții. Clipe de groază pentru o femeie din Pașcani. Aceasta a căzut de pe o punte direct într-o prăpastie adâncă de câțiva metri. Nefericitul moment s-a petrecut aseară în suburbia Sodomenea municipiului. Vecinii care au auzit strigătele disperate au chemat pompierii pentru a o salva. Acum aceasta se află acasă după ce a fost consultată de către medicii de la CPU Pașcani, acolo unde a fost transportată. O femeie în vârstă de 50 de ani din suburbia Sodomenea a fost salvată dintr-o râpă după ce, într-un moment de neatenție, s-a dezechilibrat de pe puntea ce lega două străzi. Vecini au fost cei care au auzit strigătele de durere și ajutor a femeii și au chemat pompierii pentru a fi scoasă de acolo. Secția de pompieri Pașcani a fost solicitată să intervină în municipiul Pașcani, în suburbia Sodomeni, pe strada Izvoarelor, pentru salvarea unei femei în vârstă de 50 de ani care a căzut într-un canal tehnologic. Persoana a fost preluată de un echipaj al serviciului de ambulanță Iași și transportată la Spitalul Municipal Pașcani. Vecinii spun că o cunosc și că seara era băută. Ei au fost de față când au venit pompierii, salvarea și un echipaj de la poliție. Ei spun că râpele din suburbie sunt periculoase. Nu de puține ori copiii, bătrânii sau animalele ajung acolo necesitând ajutor. Am văzut seara, era pompieri, au fost, cum spune, salvare, au fost la poliție, dar am văzut că a fost o femeie. Am fost vârlită, că s-au dus ea. De pe partea de altă balustradă, pus, făcut ceva așa ca pentru un. Cine nu cunoaște drept, acolo se duce. Vine o leacă, repede, cu o viteză, acolo se duce. Ce să facem noi, ce suntem de bine noi? Adevărul nu ne ajută nimeni. A venit, a pus peste tuburile și are o led de pământ, a venit cu asfalt și a rămas așa. La atâta râpă trebuie o aripă pusă, nu? Era necesar. Știți cum e în România noastră, dragă, azi? De toate avem numai idei. Numai idei avem. De-aia se întâmplă atâtea. Oamenii mai spun că aceste zone trebuie luminate și pus un gard de protecție. Amintim că în urmă cu câteva luni un animal a căzut în râpă după ce o mașină a trecut cu viteză pe lângă el. S-a încercat scoaterea lui, însă animalul a murit din cauza fracturilor. Un cunoscut traficant de droguri din județ a murit ieri după amiază în urma unui accident rutier. Bărbatul se afla la volanul unui bolid și circula cu o viteză foarte mare. Evenimentul a avut loc în dreptul localității Strunga în jurul orei 15. Din cauza vitezei într-o curbă, bărbatul a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un parapet. În urma impactului, șoferul a fost proiectat prin parbriz într-un cap de pod. De asemenea, tânărul avea permisul suspendat. Cauza accidentului a fost viteza excesivă. Șoferul a intrat într-o curbă și a pierdut controlul asupra direcției de mers. A ieșit în afara părții carosabile, iar când a revenit pe carosabil, autoturismul s-a răsturnat. Conducătorul autoturismului nu folosea centura de siguranță și a fost aruncat din vehicul. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs acest tragic accident.
Livius Nicolae Zugravu este fiul preotului Nicolae Zugravu din Târgu Frumos. Bărbatul în vârstă de 33 de ani era căsătorit și are un copil. Tânărul deține o discotecă în localitate, iar în ultimii ani a fost cercetat pentru trafic de droguri. Un participant la trafic a filmat ultimele clipe din viața tânărului. Din video se vede că acesta circula cu viteză, iar la un moment dat a început să iasă fum de la mașină, după care a urmat impactul. La fața locului a sosit un echipaj SMUR și elicopterul pentru a prelua cât mai rapid victima, însă nu s-a mai putut face nimic pentru tânăr. După 10 de minute de resuscitare, medicii s-au declarat învinși. Două străzi din Hârlău închise traficului rutier pentru o lună de zile. Șoferii trebuie să circule pe rute ocolitoare. Asta pentru că se fac lucrări în zona la rețeaua de apă și canalizare în cadrul masterplanului prevăzut de Societatea Apa Vital. Traficul rutier de pe două străzi din Hârlău a fost deviat datorită lucrărilor care se execută la rețeaua de apă și canalizare. Încă de ieri, șoferii care au vrut să circule pe Petru Rareș au fost redirecționați pe strada Logofăt-Tăutu. În aceeași situație se află și strada Bogdan Vodă, de la prăvălia lui Mocanu până la intersecția cu străzile Mușatin și Alexandru cel Bun. Începând cu data de 22 februarie anul curent, datorită lucrărilor de înlocuire a conductelor de canalizare și alimentare cu apă, strada Petru Rareș, circulația pentru mașinile de tonaj mai mare de 3,5 tone a fost deviată spre direcția spre Botoșani, pe strada Logofăt-Tăutu, respectiv Mihai Eminescu, care face legătura cu drumul național 28B. Administrația locală spune că traficul rutier va fi reluat în maximum 30 de zile. Ca termen de finalizare, deci restricțiile să fie în cel mult o lună de zile, 30 de zile. Străzile din Hârlău se află într-un amplu proces de modernizare, deoarece orașul este în masterplanul zonal pentru reabilitarea rețelelor de apă și canalizare al operatorului Apa Vital. O sală polivalentă cu mai multe terenuri de sport, cabinet, vestiare și grupuri sanitare va fi construită în Târgu Frumos. Recent a fost semnat contractul cu Compania Națională de Investiții, iar administrația locală speră ca în maxim 4 ani de zile să fie dată în folosință. Vești bune pentru locuitorii din Târgu Frumos. Administrația locală a anunțat încheierea contractului pentru proiectarea și execuția unei săli de sport în oraș. Aceasta urmează să fie amplasată pe terenul de sport de la Liceul Teoretic Ion Neculce și va avea o tribună cu o capacitate de 180 de locuri. Proiectul este finanțat de Compania Națională de Investiții și are valoare de 5 milioane de lei. S-a terminat procesul și am primit o înștiințare că s-a terminat, câștigătorul este cine este acolo. Și vor începe lucrările. Sala de sport va avea cabinet de prim ajutor, vestiare pentru antrenori, cabinete pentru profesori, vestiare pentru jucători și grupuri sanitare, atât la parter cât și la etajul întâi, acolo unde se va afla și tribuna alături de foaier. Și un proiect pilot la nivel de țară, finanțat de Compania Națională de Investiții, și noi am fost unul din beneficiari. Deci noi nu avem decât faza de proiect. Noi am făcut proiectul și l-am depus. Ne-a fost admis, dar noi ne ocupăm noi, nu plătim noi, însemn doar beneficiari, la urmă însemnăm recepția. Menționăm că în orașul Târgu Frumos mai este o sală de sport a tineretului, însă cu o capacitate mai mică. Ziua de joi este programată pentru întâlnirea consilierilor locali în ședință ordinară din această lună. La Târgu Frumos ei vor dezbate și vor vota 11 proiecte de hotărâre, dintre care o rectificare bugetară, cât vor plăti părinții care au copii la grădiniță pentru masă, dar și despre înființarea unui centru multifuncțional. Ședință ordinară la primăria din Târgu Frumos cu 11 proiecte pe ordinea de zi. Legislativul local se va întruni joi 25 februarie, începând cu ora 15, în sala de ședință pentru a vota proiectele propuse pentru această lună. Ședința din luna februarie de Consiliul Local va avea loc joi, începând cu ora 15,
la primărie. Printre cele mai importante proiecte se află rectificarea bugetară aferentă semestrului întâi a acestui an. Se va stabili costul mediu lunar pentru copiii care frecventează creșa din subordinea Consiliului Local, schimbarea numelui Spitalului de Boli Cronice din localitate și înființarea unui serviciu social în cadrul centrului multifuncțional, unde locuitorii pot primi informații sau consiliere psihologică gratuită. Și proiectul numărul 6, privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a contribuției părinților pentru copiii care frecventează creșa din Târgu Frumos, acesta fiind, la fel ca și anul trecut, de 7 lei pe zi de copil. Menționăm că legislativul orașului Târgu Frumos este format din 17 consilieri cu diferite apartenențe politice. Un scurt metraj în care a jucat un pășcărean a fost premiat la Festivalul de Film de la Berlin. Este vorba despre Alexandru Apostol în pelicula O noapte la Tocoriki. Premiul a constat într-o sumă de bani și recunoaștere internațională a întregii echipe. Filmul O noapte în Tocoriki, în regia româncei Roxana Stroie, în vârstă de 24 de ani, a primit premiul special pentru cel mai bun scurt metraj din partea jurului internațional al secțiunii Generation 14+, din cadrul ediției din acest an a Festivalului de Film de la Berlin. La această categorie au făcut parte 61 de filme din 11 țări. Tinere. Iubitul acesteia urmează să-i facă un cadou neașteptat pe care nimeni nu-l va uita. Dintre actorii care joacă în această peliculă se află și pășcăneanul Alexandru Apostol, absolvent al UNEATC București, la clasa profesorului Florin Zanfirescu. Alături de Alexandru, în distribuția filmului, mai sunt Cristian Priboi, Cristian Bota, Iulia Ciochina, Andrei Ciopec, Adrian Loghin și Tudor Muraru. O noapte la Tocoriki a primit premiul special al jurului internațional, cu o valoare de 2500 de euro. Primăvara se apropie cu pași repezi, iar sărbătorile tradiționale de la sfârșitul acestei luni și începutul lui martie fac să ne pregătim cu frumoasele mărțișoare până la alegerea babei, care prevestește cum ne va fi anul în funcție de vremea de afară și starea de spirit care o avem în acea zi. Din ce în ce mai prezent în viețile noastre este și sărbătoarea dragostei la români, Dragobete. 24 februarie. În această zi sunt programate două evenimente la Casa de Cultură Mihail Satoveanu din Pașcani. Așadar, de dimineață, în holul instituției, meșteri populari și artiștii din oraș, pasionați de lucru manual, vor fi prezenți cu obiecte unicat spre vânzare. Doritorii pot cumpăra mărțișoare tradiționale sau handmade. Începând cu 24 februarie până pe 1 martie, în holul Casei de Cultură, vom găzdui o expoziție cu vânzare de mărțișoare intitulată simbolic Mărțișoare tradiționale versus mărțișoare handmade. Participă, după cum vă puteți da seama după titlu, atât meșteri populari cât și meșteri artizani din zona Pașcanului și nu numai. Cu siguranță, puțin dintre voi știați că în urmă cu sute de ani mărțișorul era format din alb și negru și că cele două fire de lână se puneau în piept numai copiilor pentru a fi protejați de boală. Aceste culori, alb și roșu, care sunt predominante la ora actuală, sunt le corelăm permanent cu mărțișorul. De fapt și de drept, la început era alb cu negru, negru simbolizând culoarea pământului, a fertilității, iar albul era culoarea purității. Treptat, culoarea neagră a fost înlocuită de către roșu, o culoare mai vie, culoarea sângelui, culoarea vieții cunoscută. La început, aceste mărțișoare se puneau numai copiilor, deci mamele le puneau copiilor, pentru a fi feriți de ochi și de toate bolile care apăreau primăvara. După câteva zile care se purta acest mărțișor la mână, se obișnuia ca el să fie agățat de crengile unui copac tânăr. Tot în ziua de 24 februarie, începând cu ora 17 de această dată în sala de spectacole, sunteți invitați la un eveniment oferit de elevii talentați din Tătăruș. Ei au pregătit un spectacol cu cântec și joc, combinare între nou și vechi. Coordonatori sunt profesorii Violeta Climinte și Ioan Ghiban.
Pe 24 februarie 2016, începând cu orele 17, Casa Municipală de Cultură Mihail Sadoveanu vă invită să participați la un spectacol de dragobete intitulat Tradiționalism și Modernism în Sărbătorile Românilor. Este un spectacol realizat în colaborare cu Liceul Tehnologic Tătăruș, un spectacol de folclor, muzică, dans. La acest eveniment intrare este liberă. Despre dragobete, să știe că este un cupidon al românilor, iar la început de primăvară el oficia din cer nunta tuturor animalelor. Tradiția s-a extins treptat până în rândul oamenilor. Dragobete mai este cunoscut și cu numele de năvălnicul sau logodnicul păsărilor. Feciorul chipe și puternic aduce iubire în casă și în suflet. Zile de mare importanță pentru comunitatea locală, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Române Visarion Puiu va fi comemorat în următoarea perioadă. Este adevărat că evenimentele pregătite sunt întreagăt prin Pașcani, locul unde s-a născut. Preotul Florin Țuscanu, președintele Asociației Mitropolit Visarion Puiu de la Roman, a pregătit simpozioane, pelerinaje și slujbe pentru a marca 70 de ani de la condamnarea la moartea Mitropolitului, dar și 137 de ani de la nașterea lui. Preoți, călugări, profesor doctor din țară și străinătate vor fi prezenți vineri 26 februarie la Muzeul de Istorie din Roman, în Sala Unirii, la Simpozionul Național, ce are ca temă Visarion Puiu, 70 de ani de la condamnarea la moarte. Sesiunea de comunicare este programată de la ora 14, iar moderatori vor fi preotul profesor universitar doctor de la Universitatea Ovidius din Constanța, Alexandru Ioniță, și colonelul Dumitru Stavarache de la București, președintele de onoare Asociației Mitropolit Visarion Puiu. Cea de-a 20-a ediție a zilelor Visarion Puiu la Muzeul de Istorie, în cadrul unui simpozion internațional la care și-au anunțat prezența preoți, istorici, cercetători din 4 țări, oameni care an de an vin. Deci este o continuitate, o constantă această cercetare și valorificarea tuturor descoperirilor. Unde a locuit vremelnic și între noi de aici și cei de acolo, prietenii lui Visarion Puiu ne-am înfrățit. Spre exemplu, în fiecare an participă la simpozionul de la Roman călugări, preoți de la Mănăstirea Maguțano de lângă Verona. Și anul acesta deja doi părinți au venit în România, sunt prezenți pentru a participa la acest eveniment. Așteaptă cu mult interes și cu noi mărturii din arhiva acestei mănăstiri unde Visarion Puiu a poposit 2 ani, din 45 până în 47. Ziua se va încheia cu vizionarea unui film documentar, o expoziție foto și un concurs școlar, înmânarea diplomelor de participare și masă rotundă, unde se va discuta despre realizările și perspectivele asociației. Sâmbătă 27 februarie, chiar de ziua de naștere a lui Visarion Puiu, va avea loc un tur prin Pașcani, unde se va vizita Casa Mitropolitului, Biserica Sfinții Voievozi, unde a fost botezat, și protopopiatul. Prin urmare, care sunt activitățile pregătite de dumneavoastră și la Pașcani și la Roman? Chiar în ziua de 27 februarie ne-am propus să începem de la Pașcani în acest an evenimentele și activitățile comemorative. Ele constau în slujbe de pomenire aici în Biserica Sfinții Voievozi, unde a fost botezat Mitropolitul Visarion în dimineața acestei zile, împreună cu Părintele Protopop Pavel Postolache și cu preoții acestei parohii, împreună cu preoții din orașul Pașcani, vom oficia o slujbă de pomenire și o evocare la împlinirea a 137 de ani de la nașterea sa. Programul pentru această zi continuă cu o deplasare la Târgu Neamț, unde se vor vizita Mănăstirea Neamț, Casa Memorială Mihail Sadoveanu și Muzeul Visarion Puiu. Din program nu lipsește slujba de pomenire. Duminică, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman și la Biserica Sfântul Nicolae Trifești, vor avea loc slujbe de pomenire și evocări în memoria Mitropolitului. Amintim că Visarion Puiu, pe numele Demirian Victor Puiu, s-a născut în ziua de 27 februarie 1879 la Pașcani și a murit în ziua de 10
16 august 1964 în Franța. Visarion Puiu a fost un mitropolit al Bisericii Ortodoxe Române refugiat în 1944 în Occident, condamnat în 1946 la moarte în contumacie de Tribunalul Poporului din București, excomunicat de Sfântul Sinod al Bor în 1950 și reabilitat post-mortem de același for pe 25 septembrie 1990. Inspectoratul Școlar al Județului Iași a publicat luni lista pentru circumscripțiile pe baza căreia părinții știu la ce școală sunt arondați copiilor. Fiecare școală va afișa, inclusiv pe site-ul, planul de școlarizare propus, dar și numărul de clase 0 alocate. În premieră din acest an, înscrierea în clasa 0 a copiilor care au împlinit vârsta de 6 ani este obligatorie. Părinții care trebuie să-și trimită din toamnă prichindeii la școală au început să analizeze listele cu locurile disponibile. Pășcănenii pot opta în funcție de apropierea de casă sau de locul de muncă pentru unul dintre cele 240 de locuri alocate școlilor din municipiu. În suburbii sunt așteptați din toamnă 65 de elevi în clasele pregătitoare. Din totalul de peste 8.000 de locuri pe care Inspectoratul Școlar Județean Iași le pune la dispoziție copiilor pentru înscriere la clasa pregătitoare, zona Hârlău, Târgu Frumos, Pașcani acoperă cam 7%, un pic peste 7% și anume 590 de locuri repartizate astfel, 240 în Pașcani și 65 de locuri în... La Târgu Frumos sunt disponibile 140 de locuri la clasa pregătitoare, iar la Hârlău și Pârcovaci 145 de locuri. 95 în Hârlău, 50 în Pârcovaci, 140 de locuri la Târgu Frumos. Pe lângă cerere, certificat de naștere sau adeverință de la medicul de familie privind starea de sănătate a copilului, părinții trebuie să atașeze la dosar și o evaluare psihosomatică la un centru desemnat de Inspectoratul Școlar Județean. În Pașcan, examenul psihologic se face la școala gimnazială Iordache Cantacuzino. Trebuie să cuprindă certificatul de naștere al copilului, o copie după unul dintre buletinele de identitate a părintelui, unuia dintre părinți, și o adeverință de la medicul de familie care să ateste că acel copil este apt pentru școlaritate. Copiii care nu împlinesc 6 ani până la începerea școlii pot fi înscriși în clasa pregătitoare doar dacă trec evaluarea psihosomatică. De asemenea, prichindeii care au împlinit 6 ani, dar părinții decis să-i mai lase la grupa pregătitoare, trebuie să obțină un aviz psihologic. Această recomandare pe care o vor primi părinții de la psihologii evaluatori, părintele va merge la înscrierea la școală, va atașa această recomandare în dosarul de înscriere alături de celelalte documente specifice, și va putea participa la prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare. Menționăm că părinții pot opta pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare atât online, pe site-ul pus la dispoziție, cât și la Secretariatul Unității de Învățământ. Înscrierile pentru anul școlar 2016-2017 se vor desfășura în perioada 29 februarie-18 martie. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi pe site-ul bitv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume. Suntem și pe Facebook. Numai bine!